Severinenii au participat în număr mare astăzi la slujba de bobotează. Pentru a evita o posibilă îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, credincioșii au fost obligați să îndeplinească restricțiile impuse. Jandarmii au asigurat protecția participanților și au acționat pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte care aduc atingerea normelor de conviețuire socială. Încă de la primele ore ale dimineții, jandarmii au montat garduri pentru ca oamenii să păstreze distanța fizică, însă sute de severineni au venit să asiste la slujbă. Toți cei prezenți au purtat masca de protecție. Regulile sunt binevenite pentru că trebuie să avem grijă unii de alții, păstrând distanța și în ceea ce privește procesiunile, sigur că nu am făcut anul acesta, dar în anii viitori vom face și procesiuni. De fapt, la noi aici este că avem fluviul Dunărea, dar în alte localități nu sunt procesiuni la bobotează. Prin urmare, concret este sfințirea apei. Ori sfințirea apei se face la fiecare biserică parohială, s-a făcut de ani de zile. Noi am obișnuit să mergem pe malul fluviului Dunărea. Au fost aceste ploi care, sigur că au împiedicat o organizare acolo, spațiul însă este și mai restrâns, dar îi mulțumim lui Dumnezeu. Eu sunt bucuros după cum s-a desfășurat și boboteaza în acest an, faptul că am fost împreună cu credincioșii, ce îndrept, n-au mai fost așa mulți ca în anii trecuți, dar a fost bine. Mulțumim lui Dumnezeu. Au fost realizate dispozitive specifice pentru protecția participanților și evitarea aglomerării în zona de distribuire a apei sfințite. Efective de ordine publică din cadrul Jandarmeriei Mehedinți, împreună cu Poliția Municipiului Drobeta Turnul Severin, asigură măsurile de ordine și siguranță publică pe perioada desfășurării manifestărilor religioase ocazionate de sărbătorirea botezului Domnului la Catedrala Episcopală din Municipiul Drobeta Turnul Severin. Forțele de ordine acționează pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale, pentru protecția participanților, dar și pentru verificarea respectării măsurilor dispuse de autorități în actualul context epidemiologic. În zona de distribuire a apei sfințite sunt amenajate culoare de acces în vederea prevenirii aglomerărilor de persoane. Le recomandăm tuturor participanților să manifeste calm și înțelegere la distribuirea apei sfințite, să respecte indicațiile autorităților și forțelor de ordine, să păstreze distanțarea fizică și de asemenea să poarte masca de protecție.